Salut, dragi pescari, și bine ne-am regăsit la încă o partidă de pescuit. Tot mălina. A doua partidă pe anul acesta. Suntem în 22 martie. Doar ce am ajuns. E ora 12:30. Am făcut nada. Până mi-aduc și lansetele și așa. Și o să pescuesc azi cu două fidere și două lansete. Vreau să încerc pe vermuș, cu râmă, cu babă de porumb pe lansete, iar pe fidere cu păpapuri. Așa că stați aproape, care încă nu v-ați abonat, abonați-vă, dați un like acolo, e gratuit, dacă vă place ce fac și pescuitul. Hai să înceapă partida. Să vă arăt și cum se prezintă montura. Deci am un metod de 40 de grame, un quick change, un rig de 10 cm, cu un cârlig de 14 și cu un pop-up de 6 mm. Chocoporto, portocaliu. Gata, le-am pus pe fete, pe poziții. Le-am pus bambine pe toate, pentru că dau drept și cu fidele, și am pus și a treia lansetă tot pe rodpod. Ca să observ trăsăturile mai ușor, am pus bambine și pe fider. Noi, probabil, na, majoritatea o să zică bambină, pe fider, senzor, nu știu ce, are nimic, merge. Trăsătură aici pe lansetă. Am un pop-up de 12 pasa și pe alt cârlig 4 viermi. Cam așa arată. Și primul caraz. Este caraz. Da. Caraz frumos. Cred că o să renunță la bambine, că nu prea îmi place. După cum vedeți, am schimbat poziția, le-am pus normal, fără bambină. Nu-mi place cu bambina, pentru că la orice val, la orice asta, plus că trăsătura e mai ok fără bambină la feeder. Am vrut să dau cu toate trei, adică și cu o lansetă, să team pe senzor pe toate, dar nu prea e combinația bună. Așa că le lăsăm așa pe astea două. Așa. Când nu ești atent, el atunci trage.
asta de când mă știu. Uitați-vă, băieți, care ați frumos. Care ați frumos. Așa. Lasă ca în greuț. Arată frumos. Uite că răsoi. Așa mă adică. O, mașca. Ia uite. Uite ce mare. Vedeți cât e? Opa. Fraților, gata pe ziua de azi. Na, mai e și lup mâncat de oaie. Oricum, a fost foarte frumos afară. Uitați apa cum e acum. Aș mai fi stat, dar nu am ce-mi trebuie. În primul rând, nu am lampa, la mine nu am. Ia, capturile de astăzi sunt aici. Ia uite caras. Ia uitați-vă caras. Na. Uite. Uite caras. Super. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Până data viitoare, fire întinse să aveți.